Prieteni, și bine ați revenit la un nou episod de Internet Cafe Simulator 2. Nici nu mai știu unde rămăsesem, mai sincer. Am impresia că n-am mai jucat o eternitate și nu mai știu ce făceam, ce aveam de făcut. Dar nu-i problemă că ne dăm seama pe parcurs. Știu că multe chestii le-am făcut, am cumpărat o grămadă de treburi. Parcă trebuia să mai cumpăr partea de sus a sălii sau o cumpărasem. Dar vom vedea acum că nu mai știu exact. Nu o să ne lungim foarte mult cu videoclipul de astăzi. Să fie un videoclip mai scurt, așa. Și chiar va fi scurt de data asta. Nu, cum spun de obicei că va fi și nu e. Uite că deja vin oamenii. Perfect, hai să vedem. Îi dau pe ăsta aici și dau pe auto-proof direct. Ăla de Bitcoin merge în spate. E foarte bine. Am cracat jocurile, v-am arătat și treaba asta cum se face. Poate mai facem ceva episodul ăsta, dar nu știu. Stați un pic că... Bine, gata. Perfect. Hai să vedem unde rămăsese. Ok. Hai să o luăm așa. Plătesc facturile. Bineînțeles, ambele facturi, pentru că așa se face. Se plătesc facturile întotdeauna, nu se lasă restante. Și mai departe vreau să văd la cripto. Ok. Hai să vedem. A scăzut Bitcoin-ul, dar totuși este 30.000. Mă, tot ce este ca lumea Bitcoin-ul, ce crezi? Și cât avem noi? Eu zic că în curând o să facem un Bitcoin, băieți. În curând o să facem un Bitcoin, putem să-l vindem și să facem o grămadă de chestii cu el. Dar până atunci, trebuie să verific dacă într-adevăr am cumpărat partea de sus sau nu. E cumpărată, deci o am. Aș putea să cumpăr Iosdanul astăzi. Cred că asta o să și facem. Știu că era vreo 3.000 Iosdanul. Așa că asta voi face, o să cumpăr ghiozdanul. Până una alta, mai iau din astea să le duc sus. Vreau să le aranjez pe aici, pe undeva. Hai să începem din colțul ăsta, da? E ok. Începem așa. Vedem. E cât mai drept posibil. Nu mai drept, nu e, nu-i așa? E ok, e ok, le cărăm pe astea sus până un alta, după care o să strâng banii pentru ghiozdan. Vedem mai departe, poate mai luăm și câteva aparate din astea, câteva păcănele. Parcă o să iau ceva mai scumpe acum, nu cred că o să iau de astea ieftine. E bine. Acum dacă e un pic mai în față chiar nu contează, pentru că unele oricum sunt mult mai mari. Și n-are o importanță asta. Hai să luăm și pe ăsta să-l ducem sus. Să pregătim să fie sala gata. Pentru că trebuie să dăm gata jocul ăsta în curând, pentru că o să ne apucăm de o altă serie cu un alt joc. Poate chiar săptămâna viitoare, nu știu. Ideea e că trebuie să-l termin pe ăsta, să încep altul. Hai, ușor. Cred că sunt strâmbe rău de tot, dar e ok. Perfect, astea le mai las un pic până îmi pleacă oamenii de la ele. Ăsta nu-mi place cum stă aici, deci o să-i dau un capac să plece de aici cât mai repede. Ok, dăm voie să urc înaintea ta. Hai să-l punem pe ăsta aici. E ok și mai avem încă unul de mutat. Îl luăm și pe ăsta. Hai, urcă tu, dar abia urci. Abia mergi, prietene. Hai, hai, hai. Aolo, zici că nu te grăbești deloc. De fapt, chiar nu te grăbești deloc. Ce ai drept? E drept de nu se mai poate. Cum? Ia să vedem, e suficient de spate. E perfect. Arată perfect. Ok. Avem nevoie și de lumini pentru partea de sus, dar cred că putem să facem și după aia lucrul ăsta. Hai să vedem. 1129.
O să-i dau direct aici pe ăsta. Momentan la Bitcoin nu mă interesează, îl las să mineze liniștit. La mail-uri cred că e bouncer-ul care mă anunță că l-a lovit pe unul care n-a vrut să-mi dea banii, de altfel, ceea ce nasol pentru el, nasol pentru el, băieți. Îi dau pe Zamzor, dau pe Arcade și avem nevoie așa. Hai să vedem ce avem pe aici. Păi, ne trebuie două. De ce mai e pe aici? Uite, luăm și un din ăsta, de fapt două din astea, unul din ăsta, avem 14. Ca bani? Ajung astea, băi, momentan, pentru că nu știu dacă am atâția bani pentru ele. O să le las așa și pur și simplu o să aștept să strâng banii pentru ghiozdan. Vedem dacă mai luăm și altceva. Arată cam dubios aici, e cam gol, dar o să vină ceva mult mai mișto în curând. O să arate super bine sala. Și dacă nu m-ați văzut pe live, într-adevăr mi-am dat barba jos, arăt mult mai dubios așa. Par mult mai tânăr decât sunt. Am intrat în frizerie cu 30 de ani și am ieșit de acolo cu 22 de ani. Vreau să verifici treaba asta cu virus scanner. Ok. Autoscanul e activ. La angajați știu că i-am pe toți. Sunt bine rău de tot pe bani. Ok. Păi, facem felul următor. Îi de scuze. Așa. Sunt un pic răcit încă. Facem felul următor. Intru aici. Alea rămân oricum salvate acolo din ce știu eu. Dau pe crack. Și trebuie să trec aici în felul următor. Join server. Devenim iară hacker astăzi. Join server, spațiu și băgăm ăsta de. Stai un pic să vedem cum îl lăsăm. Așa. 9.9. .38.246.48. Ok, mi s-a deschis și asta. Și acum avem aici niște jocuri. Putem să facem pe ăsta pe Warcry, spre tu. Sau ăsta medium, skin royal. Îl facem pe ăsta, deci că mi se pare că arată interesant. Stai așa, că trebuie să închid ăsta, că nu mai am nevoie de el. Dar cred că și ăsta pot să-l închid, că nu mai am nevoie, că e pe auto-approv oricum. Să nu mai stau așa cu multe task-uri deschise aici. Pe F apăsam ca să se vadă cât mai mult ecranul. Și facem așa. Mai știu cum se făcea, dar pot să dau pe How to Crack și e o chestie foarte simplă treaba asta. Deci, trecem aici. Așa, apoi avem nevoie de codul ăla. Uite, avem și comandă deja, ce credeți pe un joc? De 89. Forță treaba asta. Bun, și trecem aici. 8 LB 7 GG 44 DN. O să trec un 50 aici. Copiez toată treaba asta. Dau un enter. Dacă pot să apăs pe F, iau banii la om. E prea mult. Iar tot cu 50, ce crezi tu? Mai am 20 de secunde de așteptare. Pentru că am dat, cred că am băgat un număr prea mare. Cred că sunt din episoadele trecute, în care am mai făcut chestia asta. Dacă bagi un număr prea mare, dai crezi și trebuie să iei de la capăt, trebuie să aștepți 30 de secunde sau 20 de secunde, după care poți să începi din nou să vezi. Trebuie să nimerești numărul exact. Numărul poate fi cuprins, cred că, între 2 sau chiar 1, de fapt, până la 1000. Probabil, nu știu, n-am ajuns niciodată la Orola, dar oricum. Uite, deci zice că e prea mare. O să încercăm atunci cu numere mici, doar cu 1. După aia mai băgăm un 2 eventual sau ceva. Toată treaba asta. De secunde, 5 secunde. Haide, cât mai repede. 7. Ia să bag un
De ce? Mă risc? Hai să mă risc. Sunt ok, sunt ok momentan. Mai băgăm un 10. Sper să-mi dea crash. Ok. Da, nu-mi dau seama care putea fi numărul. Asta e prost. Ideea e că dacă bagi așa câte unul, câte unul, tot nu-i bine. Pentru că la un moment dat tot îți dă crash. Deci trebuie cumva să ai norocul să le nimerești. Băgăm 2. Mai las 1. Încă 1. Încă 1. Mai bag acum un 5. Ok, mai băgăm un 5 iar. E posibil să sar peste. Foarte probabil se întâmple treaba asta și nu mi-aș dori deloc. Ok. Bacă mă poftim 10 iar. Dacă încerc de prea multe ori, iar nu e bine pentru că tot așa o să-mi dea eroare. Dubioasă treaba. Cercăm. Epa, mă, bag 10. Doamne, deci mi-au eternitate și mie că iar îi dau crash și mă enervează și iar nu o să mai fac chestia asta o perioadă. Hai să încercăm cu un 5, să zic. Tot mai trebuie. Bagă un 2. Nu mai încerc că mă enervez prea tare după aia. Bine, lasă că oricum avem altceva de făcut. Trebuie să așteptăm acum să mai vină noi clienți. Și după ce vin noi clienți, putem să trecem la treaba mai departe. Să merg să-mi iau ghiozdanul și aș vrea să fac quest-ul ăsta. Vedeți că apare aici obiectiv să găsesc 3 bute de baseball. Cred că trebuie să le găsesc și pe astea. Să obțin toate obiectivele. Ok. Așteptăm ce să facem. Vrează o eternitate. Mă duc o fugă până la ora să văd care e treaba cu el. Deci se mișcă, stai așa un pic că... Asta nu-mi place deloc. A, și dacă tot vreau să mă duc până în partea aia, mă duc să mănânc și un hot dog să văd cum stau ca sănătate vorbind. Mi-a dispărut aia de tot sau care e treaba? Nu mai mi-apare. În fine. Bag ăsta aici. Să vedem, mai avem 65 acum. Astea aici cred că sunt destul de scumpe, nu? Relativ scumpe. Aș putea să mai modific ceva. Uite, îl luăm și pe ăsta. Să fie luat. Și mă duc o fugă să vedem. Ia mai alergăm tu mai târziu eventual, că am treaba acum. Bun. Care e cel mai scump? 3000. Nu am bani încă. Aici sunt cursele de căluci. Vedem, a început să vină lumea? Gata! Bine ați venit, bine ați venit! Băgați aici frumos să fac și eu bani acolo, 3000 măcar, 4000 măcar, 5000. Acum nu știu dacă o să reușim episodul ăsta să cumpărăm
păcănelele alea. La episodul viitor cu siguranță o să reușim, pentru că episodul ăsta nu vreau să fie un episod lung. Vreau să fie un episod scurtuț, în care să vă mulțumesc pentru abonarea la canal tuturor. Să vă spun să rămâneți aici lângă mine, pentru că vor fi episoade cu foarte multe jocuri pe viitor. O să-mi fac timp de toate jocurile să le postez și iau în seamă orice comentariu pe care le spuneți. Da? Ok. Poate bine că banii am făcut. Acum, parcă o bută era 50. Da, pot să mă duc acum, ce să mai... Pot să mă duc să-mi cumpăr ghiozanul și să cumpăr și bută. Da? Dați-vă la o parte. Dați-vă la o parte. Ea se mai blochează? Nu s-a mai blocat acum. Ok, ăsta. Ia-l. Dau așa. Dau pe ăsta. Gata, avem și ghiozdan acum. Cum îmi trebuie astea toate trei? Mamă, complicată treaba, că am uitat cum se trebuie să stau așa, să-i dau cu click-uri cu dalea, dar e mult mai ok decât să stau să cariu toate nebunile astea. Am găsit toate bâtele astea, acum trebuie să-l caut pe băiatul ăsta al meu. Să-i dau bâtele, unde ești, mă? Pe unde umbli, prietene? Te aștept cu nerăbdare să-ți... Asta, gata, bine te-am găsit. Am terminat și task-ul ăsta, că stătea pe creier, apărea acolo în continuu și mă enerva, grav mă enerva treaba asta. Acum nu știu. Așteptăm să mai facem ceva bănuți. Altceva n-avem de făcut. Ia să-i dau eu o right aici, frumos, cu ăsta. Verific din nou mail-ul. Și o să intru iar pe crypto. Am făcut eu ceva, dar până fac eu... E bine. E bine, cred că... Modificăm ce avem de făcut episodul ăsta. Și mai mergem să mai luăm câteva plăci video, pentru că altfel nu funcționează treaba asta. Vezi? Trebuie neapărat să am plăci video. Ia să vedem noi cât costă o placă video, că am uitat. Dă-mi voie să trec, te rog frumos, mă mai împinge și lasă-mă în pace. Ok. Așteptăm. De ce zice asta aici, că am uitat cât era o placă video? 500. Am bani de bruna, n-am bani de niciuna. Asta tot n-am înțeles ce fac cu ea. Probabil că e controllerul la ăsta, gen. Cel mai probabil asta se întâmplă. Ăla pe unde îl prind pe acolo îl bat, credeți-mă. Nu o să-l las în pace niciodată, că mă enervează prea tare. În 34, ne trebuie 41 aici. La abilități a mai crescut ceva? Nu, ne trebuie ca să luăm speed-ul de alta. Mai avem ceva abilități de rezolvat pe aici. Astea cred că o să le rezolv primele, pentru că sunt mult mai importante decât restul. Cel puțin din punctul meu de vedere. Am strâns bani deja, dar aștept să fac 1000, să mă duc să iau două plăci video odată, eventual, sau nu știu ceva de genul ăsta. Ia să vedem câte plăci video intrau de fapt, în total. Avem nevoie de 1, 2, 3, 4, 5, 6 plăci video intră maxim. Trebuie să le iau pe toate, oricum. Asta poate să nu mai stea aici, că nu mai am nevoie de el. Dacă am vreun loc aici în baie... Lasă-l ca așa, nu mă deranjează, e ok. Și să împing ăsta mai încolo, eventual. Invers nu cred că încape, nu încape. Dar nu-i problemă că îl pun așa. Ok, pe ăsta o să-l pun aici. Și asta o să o dau cât mai aproape de cealaltă. O nimeresc eu dreaptă, dar oricum e perfect. Aș mai... Dacă mai mă restrâng un pic cu ele, dacă pot, cred mai încape una aici. Da, ajunge una singură momentan. O să-mi iau măcar două plăci video. O să-mi iau măcar două plăci video.
Mă duc repede să iau două plăci, să crească Bitcoin-ul acolo. Ar fi o surpriză plăcută să reușesc să fac un Bitcoin în episodul de astăzi. Dar vedem dacă reușesc cu adevărat. Ok, o bag aici în rucsac. Două tipa asta. Și îi dă viteză să... Punem plăcile video să meargă criptatul acolo cum trebuie. Ok. No. Să fac prostii. F. Merge așa. Să se deschidă asta backpack-ul. Da, e complicat la mine. Ok. A pus-o. A doua a pus-o. Trebuie să-i bag iară miner codul ăla. Deschideam aici și dau pe miner. Ok, 33AL93. Deci trebuie să bag aici 33AL93. Gata. Și ăsta este tot așa pe 33AL93. Gata, toate sunt. E perfect. Ok, ia să vedem acum cât de repede mi-urcă mie Bitcoin ăștia. Cât de repede crește. Da, parcă e un picuț mai repede, nu-mi dau seama. Oricum e bine. E bine, 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 am depășit jumătate de Bitcoin. Cu mult. Mai fac 1000, mai mi-au două plăci de-astea și vedem, poate facem măcar o bună parte din Bitcoin astăzi. E un episod așa mai chill, cumva înainte să mă pregătesc să deschid live-ul. Live-ul nu o să dureze mult, o să fac vreo 2-3 meciuri, adică prea mai scurt astăzi. Foarte, foarte frumoase astea. Mi-ar plăcea să am și în viața reală. Cu siguranță că mă ajută la multe chestii un Bitcoin. Să-mi îndeplinesc multe vise, ca să zic așa, pentru că banii nu înseamnă tot, dar ai nevoie de bani pentru absolut orice. Și nimeni nu face nimic pe gratis, ok? Trebuie să știți treaba asta de la mine. Nimeni nu face nimic pe gratis niciodată. Hai, dăm bănuții tăi. Hai să verific. Eu uit mereu că am și pușculiță pentru că am așa de mulți bani încât... Nu știu dacă lumea lasă tip sau nu, dar uite, $5 sunt $5 și asta a făcut 40. Deci a făcut $45 așa cumva degeaba. Ok. Hai, bagă-te pe 120, prietene, să mai fac și eu aici să-mi iau și să minez, să fac ce trebuie. 897, bun. Gata, mergem să mai luăm acum încă două. Dacă aș vinde acum Bitcoinul pe care l-am, mă rog, am aproape un Bitcoin, dar dacă aș vinde acum toată treaba asta, aș fi bine, bine pe treabă. Hai să o punem aici. Nu mai am bani, bineînțeles că mai am $11. Cam prost cu banii. Am prost cu banii. Nici n-am prea multe chestii cumpărate, m-am axat pe total alte lucruri. Hai să o punem aici. Pe asta. Ar trebui să meargă și mai repede acum, zic eu. 6, 4, 2, 9, 1, 9. Parcă e un picuț mai repede, nu știu dacă foarte mult, dar... Se simte. Dar nu se legă astea. Astea cum le minez? Cred că doar pur și simplu trebuie să modific eu ceva prin el, dar nu mă interesează să le minez pe astea. Că sunt foarte ieftine. Hai să zic că ăsta poate, ETH-ul ăsta poate fi mai mult. Dar restul sunt foarte mici, adică nu mă ajută la nimic. Bitcoin nu stă cel mai bine până acum. Ok. Dacă îi dau pe miner aici, se modifică ceva. Mining power, ok. Asta e cât curent consumă. Bine, nu mă interesează neapărat.
Job, ok. Aici caut, da, nu mă pricep, vă dați seama. Habar n-am ce caut ăsta, ce face pe aici, el știe. Bun. Aș mai avea nevoie de puțin bănuți. Vedem asta cât îmi dă. Mai vreau să iau de aia de minat și aș putea să închei episodul din punctul meu de vedere după aia. Ne mai trebuie doar 12 dolari. Îi avem, gata. Lux, vreau să iau de aici banii. De ce a făcut tipsul? Vezi că e neașteptat de mult din punctul meu de vedere. E posibil să fie un episod plictisitor, dar după ce punem toate astea la punct cu mining-ul și așa, o să fie mult mai ok. Să vedeți că o să fie mult mai distractiv, oricare episod o să fie mai distractiv. Da, am ajuns. Ne mai trebuie doar o placă video, dar putem să o luăm data viitoare. Hai să vedem cum stăm acum. Portofoliu. În curând cred că o să reușesc să fac 6, da? 6-8. Nu stau rău, stau chiar bine. Am altceva ce să mai fac momentan, pentru că jocurile de pe Steam le-am luat pe toate. Am cumpărat tot ce se putea cumpăra pe aici, doar că mai am nevoie acum să cumpăr toate astea de gaming. Așa că aș putea să iau doar câte un Gamebox, dar n-are niciun rost, le iau pe toate odată. Păi, ce să mai au lungi? Facem episod scurt așa cum am zis, pentru că de foarte multe ori când am zis că fac un episod scurt, episodul a ieșit lung de fiecare dată. În Kitsala nu are rost să mai stau. Ok. Hai. Treceai pe fața mea și nu mergea treaba. Hai să mergem acasă și să închidem episodul acasă. Îl facem un pic mai lung așa. Vreau să văd dacă a venit Mihaiță de la muncă. Era trimis la cer și băiatul. Nu mai e aici. L-am trimis la muncă că nu înțelegeam care-i treaba, că nu pot să-i dau bani, trebuie să aibă el banii lui. Și zic, mă, poate are nevoie băiatul de ceva, îl trimis la muncă. Dar la ce muncă să-l trimis? Că băiatul era la cerșit, nu la muncă. Deci asta era meseria lui. Eu patron și cu firmă și el să fie la cerșit, dubioasă treabă. Am ajuns acasă, sunt singur, nu? Haide, mă, se închide ușa asta? Se închide. Frigiderul plin de mâncare. Păi, zic, o mai lungesc? Nu mai lungesc, o să mă bag în pat să dorm. Cam asta a fost episodul pentru astăzi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, dați un like, share, subscribe. Se vedem la următorul episod. Pa, pa!